poveste este despre o femeie pe care personal o admir. Este mamă, soție, medic și conduce singură propriul cabinet. În plus, găsește timp să se dedice voluntar unor proiecte cu un grad înalt de dificultate. Dar ceea ce mă surprinde cel mai mult este atitudinea de nedumerire pe care a manifestat-o pe tot parcursul interviului. O atitudine care spune ceva de genul: ce este atât de deosebit în ceea ce fac? Și totuși ceea ce face este deosebit și vorbește despre personalitatea și sufletul ei. Numele: Violeta Pițurlea. Uganda, Kenya, Filipine, Tanzania, Malawi sunt toate țări care împart o amintire. Amintirea vie a unei mâini tămăduitoare. Doamna doctor Violeta Pițurlea, medic orelist, merge mereu acolo unde poate face un bine, iar anul acesta este vorba de Haiti. În Haiti vrem să facem ceea ce putem, să-i ajutăm pe oamenii de acolo, în sensul că vom lucra într-un spital din capitală, ceea ce a rămas din el, că am înțeles că activitățile medicale se desfășoară în curte. Și probabil că vom face ceea ce am făcut și prin Africa, medicină primară, nu de înaltă specialitate, pentru că acum de asta au ei nevoie. Nimeni nu poate să zică că pleacă în Haiti ca într-o excursie. Normal că sunt riscuri pe care trebuie să ți le asumi, dar dacă vrei să faci un lucru, îl faci. Și mai ales dacă ai un pic de experiență și ai mai fost în astfel de situații și în astfel de acțiuni, cu fiecare posibilitate de a face ceva, cu atât ai mai multă încredere, nu neapărat în tine, cât în Dumnezeu și în cei cu care pleci. Cei care organizează această plecare în Haiti, vreau să cred că sunt destul de responsabili să știe că acest lucru este foarte important și că oamenii care pleacă vor să se și întoarcă. Acum, dacă ne gândim că la fiecare moment putem să plătim ceva și să ni se întâmple ceva și aici acasă, nu vom preceta niciun pic să plecăm în altă parte. Niciodată o acțiune de acest gen nu este unilaterală. Te duci să-i ajuți pe anumiți oameni, dar te întorci de foarte multe ori schimbat, adică mai totdeauna. Și atunci, bineînțeles că și această acțiune va avea un impact asupra noastră. Probabil unul mai mare decât cel în Africa, unde nu sunt condiții de război, așa cum am înțeles că sunt acolo. Și, într-adevăr, oamenii aceia sunt într-o situație disperată. Violeta este mamă, soție și medic în propriul cabinet medical. A renunțat să practice medicina la Spitalul Colțea din capitală și a intrat în mediul privat, unde este fericită că poate lucra în condițiile și ritmul pe care le preferă și poate pleca oricând în misiunile umanitare. Familia este alături de ea și o susține în eforturile ei, cu toate că uneori riscurile pot fi foarte mari. Am luat cu mine de două ori, cel puțin fata a fost cu mine de două ori, băiatul o singură dată, tocmai ca să nu se supere și să vadă de fapt ceea ce se întâmplă acolo. Cu soțul e mai greu, pentru că are foarte multe responsabilități și n-ar putea să plece pentru o perioadă așa de lungă. Și știți cum e, atunci când te desparți de cineva, când te întâlnești, întâlnirea e foarte dulce. Și poate că anumite situații de genul acesta fac ca unitatea familiei să se strângă și mai mult. Chiar dacă țările se schimbă, scopul rămâne același și pregătirea ei este indispensabilă. Violeta nu merge niciodată singură și l-are mereu pe Dumnezeu lângă ea. Încerc să planific pe un an, nu mai mult, că nu reușesc să văd mai mult de un an, și atunci acționez în consecință. Încercăm să ne pregătim pentru plecarea aceasta cât mai mult, pentru că nu plec de una singură, plecăm în echipă și fiecare face câte ceva, deci pregătește ceea ce poate și ceea ce se pricepe mai bine și atunci nu trebuie să facă o singură persoană totul. Pregătirea, într-adevăr, are și o componentă spirituală, pot spune că este cea mai importantă, pentru că dacă nu ești pregătit din acest punct de vedere, mai bine stai acasă.
încercăm să ne punem ordine în noi înșine, în primul rând, cu ceilalți, bineînțeles, pentru că o acțiune din aceasta implică, cum spuneam, anumite riscuri și unul dintre ele este să te duci, dar să nu te mai întorci și atunci totul trebuie să fie rămas ok acasă. Întotdeauna când ai ceva, primești altceva înapoi, spune doamna doctor, iar lucrurile cu care s-a întors din fiecare misiune au produs schimbări în viața familiei Pițurlea, care altfel nu ar fi fost posibile. Dumnezeu ne folosește pe fiecare dintre noi pentru a îmbogăți viața cuiva și la rândul nostru suntem binecuvântați. Schimbările care au loc în cei care pleacă au loc la nivelul sistemului de valori. De exemplu, vii de acolo mai mulțumit, mai împăcat cu tine, mai fericit, nu mai ești atât de nemulțumit cu viața de zi cu zi, cu ceea ce ai, cu ceea ce n-ai, pentru că ai un sistem de comparare și îți dai seama că fericirea nu este, de fapt, nu rezidă în ceea ce ai, ci în o atitudine de mulțumire cu ceea ce ai.